Interesant tuturor. Vreau să-mi spui dacă ai vești bune. Mi-am luat cămașe colorată și tu ți-ai luat rochie roșie ca să avem vești Noroc bune. și noroc. Și noroc. Da, da, sunt vești bune. Eu zic că, nu știu, ce a fost mai greu trece, da? La momentul la care noi discutăm în momentul acesta, sunt lucruri în schimbare. Ai zis noiembrie ultimul val. Hai să plecăm de acolo. Ultima conjunctură astrală, pentru că până la urmă eu sunt astrolog. Eu nu privesc nici ce se întâmplă în laboratoare, nu privesc nici ce spune lumea. Pentru mine este foarte important să mă detașez de toate presiunile acestea informatice și până la urmă să încerc să-mi iau informația de la sursă, cum ar veni. Da? Asta trebuie să facă un astrolog, că până la urmă imprevizibil este mereu și întotdeauna vezi că lumea, timpurile ne surprind într-un fel pe care noi nu putem să-l anticipăm. Deja planetele sociale, Jupiter și Saturn, care sunt responsabile de foarte multe ori de evenimente, da? Iată, planete sociale, sunt responsabile de ceea ce se întâmplă la nivel global, social. Aceste planete se desprind, s-au desprins deja de planeta Pluton, care rămâne în semnul Capricornului, și au intrat într-un semn optimist, da? Semnul Vărsătorului, care are legătură din nou cu masele de oameni, cu ceea ce se întâmplă cu noi toți. Cele două planete având puțin funcții diferite. Jupiter amplifică, Saturn cumva comprimă, da? Vorbind despre populație, iată că anul acesta, probabil pe măsura veștilor bune, da? Oamenii vor încerca din nou să-și facă planuri, să se readune, să călătorească, să facă. Saturn spune acolo, deocamdată mai stați puțin, da? Deci Saturn va rămâne în semnul Vărsătorului până prin martie 2023. Adică totul trebuie luat încet, trebuie luat progresiv și trebuie să respectăm această inerție a acestei pandemii care, da, așa cum ai spus și tu și cum am mai stabilit și noi în alte emisiuni, conjunctura astrală a ceea ce a generat pandemia s-a închis la momentul acesta, urmează o altă etapă, urmează o altă epocă, urmează ca 2021 să ne aducă ceea ce eu deja am spus că este antidotul divin pentru vindecarea planetei, vaccinul. Jupiter în pești. Sau un tratament, este sau nu știm. Este vorba despre Jupiter în pești și aș vrea să spun pe această cale că acest Jupiter în pești este bun pentru oricine dorește să se vindece de boli. De orice boală, că nu vorbim doar de probleme, COVID. Da, exact, de lucruri care s-au sedimentat în ființa umană, de, eu știu, problemele emoționale, problemele psihologice și așa mai departe. De Jupiter în pești închide foarte multe cicluri, chiar și karmice. Da? Jupiter în pești vine odată la 12 ani. Acum în 2021 are doar un tranzit scurt. Este vorba despre 2 luni și jumătate, undeva între 13 mai și 28 iulie, dar trebuie să profităm de el. Și se va întoarce în 2022, atunci când ți-am povestit că se va finaliza, că am spus când se termină toată povestea asta și când putem să spunem cam că ținem virusul sub control. Eu vreau să te întreb când o să putem să fim normali. Când o să putem să fim normali, eu zic așa, că normalitatea vine odată cu 2021. Cum spuneam, Jupiter creează așa cheful ca oamenii să se adune. Ei ori să se adune oricum, pentru că, așa cum am spus, anul este și puțin agitat, cel puțin în primele luni ale anului. Și s-ar putea ca lumea să se adune și că vrea să se distreze și că vrea să protesteze și o să vedem lucrurile acestea. Drumurile internaționale sunt blocate până pe 23 decembrie 2000. Blocate în sensul, da, fiecare circulă, dar nu așa cum, nu așa ca înainte. 2000 cât? 2021, 23 adică decembrie încă un an. 2021, ceea ce înseamnă și sub impactul unor tensiuni, unor cuadraturi, așa se numesc în astrologie, aspecte dinamice cu planeta imprevizibilului, a lui Uranus. Nu poți să-ți faci pe această conjunctură, care oricum va aduce tot felul de evenimente neașteptate, de mai multe tipuri, și am să ți le număr în curând, nu prea poți să faci planuri pe termen lung.
Chiar dacă cele două planete sociale, Jupiter, Saturn în Vărsător, Vărsătorul fiind un semn al viitorului, ne ajută să privim în viitor, să intrăm într-o eră nouă, să intrăm într-o lume nouă, ce s-o mai inventat de acum încolo, nu știm, că avionul, telefonul, toate s-au inventat, dar probabil că urmează o nouă etapă a unei lumi moderne și mai ales a omului modern. Dar nu este vorba neapărat despre niște planuri pe termen foarte lung. Deci atenție la toți cei care își fac prognoze și de tip financiar. Uranus, această planetă impredictibilă sau nu neapărat impredictibilă, dar aduce cu sine puțin haos și anarhie, este pe semnul financiar al taurului. Iată, deci problema este de mai multe feluri. Cam ăsta ar fi trendul general al lui 2021, că trebuie să facem, să luăm decizii așa pe ultima 100 de metri, că trebuie să faci, să acționăm în felul după cum simțim, să ne hotărâm pe moment, da? Când vine vorba și despre un concediu, de exemplu, și despre niște planuri, să avem bani suficienți și suficiente, eu știu, provizii, în așa fel încât să mergem, să începem o investiție. E foarte riscant. Am spus că se schimbă vibrația, da? Deci nu mai este atât de blocat ca 2021 din cauza acestei pandemii. Dar nici liber. Foarte liber. Este cu totul și cu totul diferit.